Bine v-am găsit la episodul 20 din acest minunat podcast. În luna iulie cu L, iulie, o să facem un mare turneu prin Transilvania. 5 comedianți, Fiorel Dragu, Sorin Părcalab, Toma Alexandru, Sergiu Floraia și cu mine. Pe 12 iulie în Cluj la Che Guevara, 13 iulie Alba Iulia la Pub 77, pe 14 iulie ori la ora de ori Baia Mare, încă nu știm o să anunțăm, pe 15 iulie la Sibiu la Mango Bar, pe 16 iulie la Timișoara la Anturaj. Partea bună e că biletele s-au pus deja în vânzare online, găsiți linkuri pentru fiecare oraș în descrierea episodului și primii 100 pot lua biletul la un preț mai mic. ta -da! Partea proastă e pentru cei din Cluj că la Cluj deja e sold out, e posibil să mai facem încă unul, o să anunțăm, nu știu. Am o recomandare pentru voi, un documentar Netflix, dacă aveți Netflix, E despre atacurile teroriste din Paris, are doar trei episoade pe mine prins imediat. Sunt uh, mărturile celor care au, avut, uh, au, fost acolo și au avut uh, noroc să scape cu viață. Unii dintre ei chiar au fost luați ostatici. E foarte, foarte bine făcut documentarul și, na, scam mine să plângi pe locuri, dar merită văzut. Invitatul de azi, colegul și prietenul Sorin Pârcălab, cu U din A, nu Parcalab. Pârcălab. Sorin este comediantul cel mai consecvent pe care îl știu, adică are de fiecare dată show-uri foarte bune pentru cine nu știe ce înseamnă consecvent. Chiar în ziua în care am tras podcastul, urma să aibă show-ul Arenele Romane la Stand Up Olympics, unde a rupt, a omorât, cum se spune. A fost extraordinar, după cum mi-a spus cineva pe Facebook. Eu n-am fost acolo pentru că în seara am avut show la 99, unde am testat mai mult material ca niciodată și am avut asta pentru că am fost inspirat de ce am vorbit cu Sorin în podcast. Sorin este ca o forță a naturii a stand up -ului. De regulă el închide show-urile noastre și se întâmplă uneori să fie un public mai puțin receptiv. Și suntem, bă, da, cam asta e nivelul, am făcut tot ce am putut și apoi vine Sorin și rupe sala și ne dăm seama că nu publicul era problema. Dar cum a ajuns Sorin să fie așa de bun? Nu a fost tocmai ușor, dacă vreți să aflați și voi, trebuie să ascultați podcastul. Ce, credeți că o să vă spun eu? Ha, ha, țeapă! S-a fumat, nu? Da S-a defumat și Și cred că nu trebuia să mă las de da. Cât ai? Fumat. Ce? Cât ai? Uh, uh, nu știu, men Ai o săptămână? Sâmbătă, sâmbătă noaptea M-am lăsat de fumat. Sâmbătă și acum și Suntem vineri am... Vineri Aproape o săptămână. Aproape o săptămână Cum e? Ca uh. dracu Da, este Ca dracu într-o zonă în care uh, Bă, sunt foarte irascibil uh -huh. Sunt foarte irascibil și mă enervează orice și orice orice mi se pare că du-te în pula mea. Și asta este orice, orice. Mi am prins ceva. Du-te în pula mea. Asta e starea. Și sper că este sper că fumatul n-a acoperit uh, adevăratul meu caracter. Înțelegi cum zic? Să nu am, fiu o pătură da, de da, da. așa de fapt eu să fiu de du-te morți morții, mărtii! De fapt ăsta s-a tu și acum nu mai e de ales. Da. Uh -huh. da. Adică, da. Adică Dar oricum tu erai ceva mai irascibil decât media. Da. Că am fost cu tine cu mașina. Da, da, acum, acum, acum sunt peste medie. Mi, mi, se și umflă un pic cu ochii, așa când, mm -hmm. când mă enervez. Și mergi cu motorul? Cred că ar trebui să mergi mai puțin cu motorul în, ultima perioadă. să știi că motocicleta nu mă face agresiv. Pentru că în clipa în care te urci pe motocicletă ești vulnerabil. Și te faci un pic mai uh, self-aware. Da, și atent. Plus că acum mai și învăț din în tainele motociclismului, în sensul că vreau să mă că tot la joc cu counter steering. Da. Poți să explici un pic pentru ascultătorii podcastului? Mă, este un fenomen, <laughs> este un fenomen uh, ciudat la motociclete. deci dacă mergi cu motocicleta, și, dar trebuie să ai pe o viteză, nu? 25 km, 30 km la oră. Dacă ai pe o viteza asta, în clipa în care mergi cu motocicleta, poți să iei mâna după ghidul, motocicleta merge drept. Și în clipa în care vrei să faci dreapta trebuie să împingi de ghidon ceea ce e nenatural. Deci împingi de ghidon în dreapta. În momentul în care ghidonul face ușor stânga, în momentul în care se apleacă motocicleta pe partea de dată și poți să iei curba mult mai bine decât dacă ai întoarce de ghidon, dacă ai face această mișcare care nu are exact. niciun sens. nu nici asta nici -are măcar, nici măcar nu are sens. Nici măcar nu știu dacă poți să iei curba așa. Eu, că eu încă nu-mi dau seama încă încă încerc să-mi dau seama dacă eu făceam counter-steering până acum sau nu. Pentru că în clipa în care o fac conștient, am impresia că fac ceva. În clipa în care o fac inconștient, doar mă duc cu motocicletă. Uh -huh. nu îmi dau seama dacă fac counter-steering sau nu. Și plus că eu conduceam din corp, deam fund într-o parte și cred că în clipa în care îți împingi corpul, faci un pic de counter-steering doar că nu e la școală, la școala de nu, de la școala de nu, nu șofer, asta, nu, nu. nu zice asta, da? Adică nu se numește counter nu zice să iei curba, să ți înclin corpul și normal că dacă ți înclin corpul împingi un pic de ghidon, da. dar când o faci conștient e mult mai ciudat, <laughs> deci mergi pe și împingi așa de ghidon și să vezi că motocicleta face dreapta. Și ce cred eu că se întâmplă și doar, doar, doar cred, deci este egal cu zero această afirmație, dar ca să umplem timp. Da. Ce cred eu că se întâmplă este în clipa în care întorci de ghidon așa, se întoarce roata așa, în momentul în care motocicleta cade un pic, dar pentru că motocicleta merge drept și își caută poziția de drept, ea oricum de tinde să meargă drept și își caută poziția de echilibru, te ține sus în clipa în care... Uh -huh. apeș. Tu ai văzut asta pe YouTube, nu? Am văzut o explicată pe YouTube, uh, dar pe de altă parte nici nu, cum să spun, eu conduceam până acum, îmi mișcam corpul. Da? Și atunci când îmi mișcam corpul, nu înseamnă da că dacă, dacă făceam counter steering sau doar făceam un opt în, să bag ghidonul într-o anumită poziție în care să poți să iau curba, că e, e, foarte ciudat. Dar dacă o faci, da, dacă o faci conștient, cred că ți intră mult dacă dacă stai drept, da? nu mici deloc corpul și faci doar împingi ghidonul, merge așa, încercat da. așa? Asta e și ideea, uh -huh. deci tu mergi cu motocicleta, iei mâna după ghidon, ea merge drept, da. n-ai absolut nicio treabă cu ea și clipa în care apeși pe ghidon să a pleacă pe dreapta, e foarte mindfuck așa, deci prima oară când conștientizez deci te că faci te asta. Te-ai comentarii la clipul ăla ce zicea lumea? Păi ce să zică lumea, că... toată lumea zice că așa se conduce, uh -huh. cel puțin la viteze mari n-ai cum să iei curbe dacă nu faci așa, uh -huh. deci la viteze mari te dă păstă cap dacă nu, dacă tragi de ghidon altfel sau ceva, adică sunt mari șanse să mori. mi-a arătat o poză la curs, într-adevăr. El face stânga și roata e așa. Da. <coughs> și asta, asta am înțeles că se întâmplă, am văzut niște greșeli. Am, înainte să mi-am m-am uitat la o grămadă de clipuri cu tot felul de accidente. Și marea majoritate se întâmplă din această chestie. Ori nu fac counter steering, ori depășesc coloane. Adică, cred că 90% din accidente îți pe chestia asta. 90% tot 90% depășire. Este, este depășire pe coloană. Deci tu când ești cu motocicletă ar trebui să, dacă vrei să depășești coloana, trebuie să depășești la o viteză 30 de km la oră, să zi, zicem, da? Că în clipa în care îți iese unul din față, să poți să frânezi la da, 30 de km. Coloana care staționează. Coloana care staționează, da? Sau un oraș, sau ai o linie continuă și tot timpul o să fie unul care vrea să iasă din da. coloană și își bagă pula că el și dacă ia permisul per atunci el vrea să iasă, da? Și atunci ar, își as, asumă riscul ăsta, risc pe care ți-l asumi tu când depășești cu viteză o coloană care stă. Că ți se la față și nu mai apuri să faci fort, Da, da, da. Și atunci dacă, dacă mergi pe, dacă depășești coloanele astea, eu le depășesc, dar le depășesc cu viteză la care îmi dau seama că dacă aș sări după motocicletă, maxim m-aș sau ceva, da, adică da. nu... Așa. Asta și a doua chestie e counter ul Deci erau oameni care intrau în curbe, dacă nu faci counter-steering, nu poți să te pe curbă și cumva dacă ți alegi trasa prost și doar întorci de ghidon cum ar trebui să întorci, nu poți să ia curbă și te aruncă pe cealaltă bandă. Deci când ieși din curbă nu poți să te pe curbă. Mm. Uh -huh. așa cumva într-o trasă și te aruncă pe cealaltă bandă și ajungi. Și am văzut un tip care a murit, era filmat, era postată camera lui. Deci ce a făcut, a avut viteză foarte mare, n-a știut să facă counter steering, a intrat în curbă și din față venea un tir. Și deși era drumulat, nu -a, a putut să redreseze și adică, au avut o distanță destul de mare uh -huh. și-o la panică, nici măcar nu a putut să frâneze, o frâna pe ultima sută și s-a lo lovit în colțul camionului. Toată lumea care comenta acolo și era un tip care după a luat clipul și a o, o început să-i zică ce greșeli au făcut și așa, a fost că a avut nu știu câte momente în care putea să facă counter steering. Deci a avut primul moment în care a luat curba, s o încadrat prost, al doilea mom moment a fost când a ieșit din curbă și putea să facă counter-steering ca să-l scoată, pentru că în clipa în care apeși pe ghidon s-a plecat atât de mult motocicleta că n-are cum, cum să nu te tragă uh -huh. după ea. Singura ta chestie pe care trebuie să o faci este să te lași pe rezervor, să fii una cu ea, să nu-i modifici centrul de greutate când o lași, da? Și în clipa în care ieși pe rezervor, cea mai chestie doar te lași pe și să, și să te uiți în direct în care vrei să mergi, asta e. Iar o altă chestie pe care da. o fac toți Dar asta nu, la și la mașină, și șer. la parapant, la toate la fel Deci dacă te uiți da. dacă te uiți la copacul în care o să intri, o să, să intri, intri în copacul copac. ăla da, da. Deci trebuie să, tot, tot timpul trebuie să te uiți unde vrei să meargă motocicleta Și, -a, și -a, corpul tău da. cumva natural împinge Asta e și la placă Și la bicicletă, și mm -hmm. la longboard, mm -hmm. la toate mm -hmm. așa Dar da. e ciudat că nu se învață ciudat. în școala asta Bă da La noi, dar poate la se învață am avut instructorul instructorul meu de moto, mi-a zis asta mi zis asta, să nu, să nu te duci la stâlpi. Nu, 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 nu asta cu uitatul, cu countersteering-ul. Ah, cu cantor ul Bă, cred că uh, cred că nu vor să complice. Uh -huh. Și cred că, că e deja uh, bucăți de pilotaj. Dacă ar fi să conduci motocicletă normal, uh, un, din ăsta cum să cheamă, un touring, da, și să mergi prin țară și așa și ai viteze de 90-100, e ok. Nu da. te omoară, nu știu, cred Adică la viteză de 90-100 ești destul de seci. Dacă ar fi să mergi regulamentar, nu ai nevoie de... Asta deja... Un... Da, deja un nivel de performanță. e foarte bine să-l stăpânești, nu e neapărat să mergi după pâine tot într-o blană continuă, într-un 90-100 până oraș ca să cumperi pâine. Adică nu... Nu are niciun... Da, da, bun, trecând peste partea asta total neinteresantă pentru mine. Așa. <laughs> vreau să vorbim despre stand-up Că și mm. mi am notat. Ia zi -mi. începuturile tale cu cu pantomima. Mm. Tu cu asta ai început, nu? Mi se pare că e, nu? Într-o zonă percepția mea despre pantomima e că e așa un umor mai rudimentar. Așa pare, așa, așa? Da, da, așa da. mai rudimentar, ce fac copiii copii ăștia la balul bobocilor. Absolut. Dar cred că nu e așa simplu de făcut. Eu am început care, cu pantomimă. Cum pantomima. e procesul? N-am început practic cu pantomim. A fost, uh, hai să luăm pe deci, uh, prima dată, dacă vorbim de începutul cum am început eu să fac comedie, uh -huh. a fost în liceu, când uh, luam glume de la vacanța mare. De la două ori aveam numitru în același timp, Așa. le puneam unul lângă altul și mai scriam niște glume care se puneau nouă fani și le legam într-un fel. Și făceam momente de comedie, dar nu știai ce și cum e acolo. Că adică era un mix între vacanța mare, de te aveam numitul dar unde și unde mai gândeam unde noi. Le, la ziua ce? școlii. Aha. Era ziua școlii și prima uh. dată adică când vreau pe să fac comedie, dar fix comedie, adică improvizație. Hai să luăm așa, era un exercițiu de improvizație, dar nimeni nu știa că există de improvizație. Era un moment în care noi băieții eram îmbrăcați în femei. Erau, era, o, prezentat de o clasă, clasa a, a, a 11-a. A, și eu eram a, a, a 10 -a erau, a 10 -a erau ei și eu eram a 8 -a. Și eu am mers cu sormea, că clasa lui sormea organiza și <coughs> aveam și ei un moment și unul dintre băieții acolo și rupt piciorul. Și sora mi au zis, luați-l pe ăsta că e funny. <laughs> și eu am ajuns pe scenă, aveam niște sățății cu niște baloane făcute, dubioase. Atunci în ziua aia s-a întâmplat? Sau aveai ceva pregătit? Cu o zi, înainte cu o zi înainte am făcut niște repetiții și după aia am urcat pe scenă și eram căcat la corpinte, că eram a 8 și în sală erau și adulți și erau și copii mai mari ca mine și uh, am improvizat, am avut un nectar din ăsta de eu eram uh, marimar și eram la un concurs de Miss, asta era cioaca și trebuia să ne plimbăm să defilăm și după aia veneau și ne întrebau exact ca la MIS, de ce îți dorești să câștigi acest concurs, ce planuri ai după ce așa ce faci cu bani. Era totul improvizat, n Tot textul. era improvizat, mm -hmm. tot. Și a fost, a fost foarte fain, singurul care avea textul era omul care punea întrebările, da. avea, avea întrebări, restul nu avea nicio treabă. Nu era era sală de spectacol? Sau sală de spectacol, Aha. teatru. Mă rog, casă de cultură, unde se țineau și piesele de teatru. mai teatru. Da, da, da. Îmi mai aminte așa cum reflectorul ăla, aveam niște baloane atât, am vedeam baloanele prin bluza lui sormea Și era un reflector care mă bătea în ochi, eram tot transpirat uh, Și îmi am aminte că mi a pus la întrebări, nu mai știu ce întrebări mi-au pus Știu că am zis ceva și după aia au râs toată sala Și am zis, ah, oh, fac ce tare Te-ai relaxat? <laughs> da, dar nu m-am relaxat, m-am dus într-o zonă în care am avut curaj să mă arunc la mai mult, știi? Uh -huh. Și după aia deci asta a fost în a 8 -a. după aia la 9, -a, 10, -a, 11, -a, 12 -a, am avut un grup de comedie care se chema grupul de comedie a școlii, nu aveam niciun nume. Am încercat să facem un nume și avea o componență destul de volatilă așa. Erau, veneau oameni care veneau, după aia plecau da, da. și după aia fete am și ajuns... băieți sau doar băieți? Fete și băieți? A, am fost, aveam și o, o, trupă de teatru care a, fost, a, a, a jucat o piesă, așa <laughs> cum erau și fete și în rest eram băieți. Eram băieți și după aceea am ajuns cu unul dintre băieții cu care am făcut grupul de comedie în liceu. Am ajuns studenți la facultate la Politehnică, el la mecanică, eu la electronică, Timișoara. în Timișoara. Am stat în Cămin, mai aveam încă un uh, coleg uh, de Cămin <coughs> care era un, uh, un oltean și ăla era tot așa fan vacanța mare ca și noi. Și un an de zile am ascultat Vacanța Mare, deși Vacanța Mare deja cam dispăruse. Uh, oricum era erau foarte aproape de zona lor de, de maxim, uh -huh. adică eu am avut zona de maxim în 98, cred, 98-99 pe acolo Și noi eram, în, am intrat la facultate în anul 2002, uh, deci cumva eram destul da, de da, aproape da, da. De, Și am zis să facem grup, eram pe anul 1 și n-am făcut Inspirați de vacanța mare Inspirează vacanța mare, în sensul faci și unui grup de comedie. Ăsta, Olteanu era super funny, Marius care era cu mine, în, cu mine în liceu, era un an mai mic, era super funny și am zis hai să facem un grup. Și, mă rog, după aia, în anul 2, că nu sunt la nimic, mic, uh -huh. ne-am uitat la filme asta. <gântu -i. gântu -i> <gântu -i> <gântu -i> Mi-am și eu asta, încă mine. În anul 2 de deci ori în anul întâi, ori în anul, nu mai știu exact. Era, era, era vara, să nu duc aminte clar, când am decis că gata ne facem grup. Și am mers la, am mers, cred că totuși în anul întâi, în anul întâi, în ultimul... Spre vacanță. Da, mai, așa. Am mers la grupul de comedie acasă de cultura studenților, se chema OZN. Și acolo, acolo era deja un grup, că noi am vrut să ne facem grup și după aia am zis, bă, dar făceau înscriere atunci. Da. Și am zis, dacă tot e un grup, hai să mergem să ne afilăm la grupul ăla, nu mai facem noi cu un grup, să ce. Și am mers acolo și că am făcut un spectacol, aveam niște pantomime, ne-au pus să jucăm în pantomime la care erau deja gata. Mai aveau și niște texte și am ținut un spectacol în iunie cumva. A fost o audiție sau? A fost o audiție. A și fost o audiție. A fost mai mult un interviu, așa, nu mi-am caminte foarte clar. Ne-au pus să jucăm în o pantomimă, știu că am jucat și a fost, da, ok, băieții par ok după aia am mers la repetiție, am avut un spectacol, dar poate că nu era mai, poate că era totuși un în început de aprilie, pentru că o durat un timp, am mers toți la repetiții un timp. Da. Draguși, după aia nu am mai venit, după aia Marius Vescu, el joacă în spectacolul ăsta și după aia gata. s-a pus, deci pus un spectacol cu pantinele deja gata făcute, deci rolul nostru a fost doar să interpretăm și am mai pus pe ei pe acolo câte o glumă. Băieții care erau deja formați în grupul de comedie erau foarte caustici cu noi și ne luăm la pula. Rookies. Da, da, da. Așa. Și, mă rog, Marius nu a mai venit după spectacolul ăla. Eu am continuat să vin, am rămas singur, eu îmi doream foarte mult asta. Eu... Tot așa eram cumva un outsider, adică eu mergeam singur acasă, Ăștia aveau alte treburi, da, aveau da. alte glume, nu știu ce. Până am mers la festivalul de la, de la Târgu Muleș. Și atunci la festivalul de la Târgu Mureș am băut foarte mult pe tren și ne-am sudat. Așa. Și când nu mai vreau ce să fac, o zi, cum asta vine cu noi, ăsta e de nostru, nu mai da, ce da. să-i cum să... Deci am să numai tu. Așa. Cu ei. Cu, eu cu ei. Ei, și pantomimele, că de acolo am plecat ca traseu, pantomimele erau cele mai de impact. De aia le și promovam atât de mult. Când aveam și texte, avem un, am, 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 un text cu Moș Crăciun, îl știi Nu. Și cu Renu. Mie mi s-a părut foarte simpatic. Gândește că... Bit de stand-up? Nu, nu. Era, era, o, era un... <coughs> moment în trei, un reporter, clasicul re reporter, și eu eram ciun beat și era un ren. Costumațiile le-am făcut noi. Deci personajele uh, erau renul și... Moșu. Moșu și reporterul. Și reporterul, da. Și mie mi s-a părut foarte fain, la că e super, super absurd așa cu... Are o, e are filmat o... pe undeva? Da, 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 cred că, cred că îl găsim pe aici. Și... Asta când dai link-ul și îl pun după aia. Așa. Nu uităm, nu? A fost, a fost foarte fain, ăla. Sau, mă rog, mie încă mi se pare fain că eu știu cum când, când l-am scris și eu știu impactul din sală și eu fost așa. Deci aveam și din alea, doar că pantomimele erau mult mai de impact, pentru că aveau personaje, aveau bucăți de piese. Foarte cunoscute, hituri. Da, le puteai recunoaște foarte ușor. Ce face o pantomimă altfel decât alte pantomime este dacă păstrează un story de la început până la sfârșit. Sau este doar un dialog fanic. Există asta, e o chestie pe care oamenii nu o înțeleg. E, o pantomimă bună este când participanții la mom, mom, momentul ăla au o dinamică. Adică să mișcă într-un fel. E, noi aveam clasicul travestii, da? Care i da. fanii era Flavius, era tot timpul îmbrăcat în fată. Ce era fanii la el nu era că era îmbrăcat în fată. Că cum te-ai aștepta că toată lumea mizează pe ideea, hai să îmbrăcăm un în fată și... i e funny. Nu aia era, era faptul că el chiar se mișca incredibil de bine ca fată uh -huh. și a aia într-adevăr era mai fac. <laughs> Înțelegi? Uh, aveam tot felul de jocuri scenice, de mișcări, de ne trăgeam, ne făceam, ne împingeam, ne, din astea. Uh, deci piesa, dinamica între mișcarea acolo? Costumele? Cât de mult vrei să te duci în zona aia? Că erau unii care doar luau, luau, niște elemente de... Dacă eu sunt constructor, iau o cască. Da. Noi am, mergeam salopetă, salopetă cască, mănuși dacă era vorba despre asta. Tarza nu era un, kiloț cu o chestie de leopard pe el și cu o pânză pe aici, cu perucă din aia super Se mare. mare. voi? Cum? Le produceați voi asta? Da, mergeam foarte mult pe la vechituri și luam tot felul de... Aveam un costum de înger la un moment dat făcut. Era exact așa, așa și cu niște aripi foarte fluffy, imense aripi care nu se vedeau cum sunt prinse că erau prinse pe sub costum uh -huh. și trebuia să-ți iei întâi ca un ham în care intrau aripile luai pelerina aia pe tine și după aia aripile se fixau prin mantia aia cu niște chestii uh -huh. în spate adică lucram, lucram o grămadă da. și ce nu cred că percepe lumea și ce nu cred că o înțeles lumea văzând patrimonia și nu, nu cred că noi nu, nu ajunsesem să lucrăm la bit Adică noi păstram și tempoul. dacă, dacă făcea că era o ruper de ritm, da? Era tu 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 încercam să păstrăm ritmul. Adică da, să schimbă ritmul, dar lași timpul ăla să-și facă. Deci ori ultimul, ori primul să-și facă și încercam să potrivim basul la bas, când se confunde basul, când intră în cealaltă, să nu-ți dai seama. Ajunsesem la un că luam versuri din trei părți ale piesei și le combinam, dar nu-ți dai seama. Și oamenii aveau impresia că așa e piesa. Știi? Da. Și aveam de multe ori mutilam piese din astea în pantomime și după aia când auzeam la radio piesa, nu uh, ne veneau versurile cum erau de fapt luate din prima strofa, treia strofă și a patra strofă puse cap-cap, știi, să facă sens. Foarte multă muncă în spate. Bă, Bă. foarte multă muncă. Și costume, coreografie, da. plus da. piesa, făcută piesa. Da. da. și cel mai, ce, ce cel mai penibil era că după ta muncă îți sărea CD-ul când mergeai pe la un nuntă. <laughs> și părea așa ieftin. Da. da, Dar, da, și durau, Numai numai să găsești pasajele alea Cine ce zice uh -huh. Deci noi aveam liste întregi Am petrecut cu Flavius Cu fostul coleg de trupă Am petrecut, cred că luni în șir Ascultând piese Și ascultam ceva ce să fie ofertant Mândruță ești Nu știu, da, ești da. mai mare ca Căpița ca și, să fie și și, piesa era mândruțe, mai mare cal, și mai ca și căpița, piesa, nu știu care, minutul, secunda. Mi se părea nou că e ceva catch acolo, nu? înțelegi? Și am, am, rămas cu, am rămas cu o piesă care, mă rog, tot, tot grupul a rămas cu piesa asta, de la o pantomimă, era piesa pe care n-am știut unde să o băgăm, era o manea dar nici măcar manier, era cred că la începuturile dacă aș, aș zice că era o muzică de mahala. Uh -huh. Și aia, aia aia a rămas cu mine până acum, piesa se cheamă Șapte Lanțuri Șocătușă. <laughs> erau șapte lanțuri șocătușă, mă țineau legat de ușă. Și de ușă și de pat, că așa mi-a fost mie dat. Și ni se părea atât de funny, că erau șapte lanțuri șocătușă și să era legat de ușă. Și nu știam unde să băgăm aia. <laughs> <laughs> și la un moment dat am, am găsit, dar nu mai știu unde am pus-o. Dar uh, luni, luni, dura la asta, luni. Și reacția era foarte bună. Da. Mai dacă dacă mergeai într-o discotecă sau ceva, nu conta, puteai să vii cu stand-up, puteai să faci ce vrei tu să vorbești. Spre exemplu, acum n-ai liber la arene. Dacă, dacă uh, am băgat un moment de pantomim acum, rupi. Este atâta energie și atâta. și bogată. E bogată pentru că. Uh, pe urechi auzi chestii care ori, ori le urăști, ori îți plac, uh -huh. dar îți puse, puse într-o secvență care, care începe să fie funny, după aia vezi mimica, vezi jocul colorit, costumele care trebuie să fie cât mai colorate, cât mai așa, este abundent, ar zice. Eu uh -huh. de ce Eu zic o fi o percepția asta negativă? Pentru că o făcea vacanța mare prost. Uh -huh. Ei au început să o facă și era fanii și după aia o făceau cu elemente. O făceau doar o perucă și să prosteau îmbrăcați în cămașă și așa. Și că oamenii au impresia că o înșiruire de piese e doar o înșiruire de piese, că nu e nimic creativ acolo. Da. Pe de altă parte și cuvintele sunt tot cuvinte. Adică noi ce făceam acolo, rescriam un text din cuvinte date. Uh -huh. Înțelegi? Da, că e exact cum faci la stand-up. Scrii doar că noi trebuia să le decupăm din piese, să găsim ceva ce se apropie de ce am vrea noi să zicem. Și să ajungă. Clar că mesajul nu e unul filozofic și nu, e, nu poți să ai un mesaj. Probabil că de-aia nu poți să ai un mesaj. Nu, nu poți transmiți neapărat ceva. Da. Neapărat e mai mult care să conteze. Da? E un colaj menit să te facă să râzi și dacă și-a îndeplinit. Dacă, dacă te a făcut să râzi și ai zis, Bă, ce și fost, este și-a îndeplinit. Cum funcția. a fost la România au talent? Cum a fost la România au talent? A fost Nu, o... ai cum s-a întâmplat că a, a ieșit da. foarte bine, doar că v-au, din da. montaj. Da. Da. Dar cum a au reușit să să taie reacția aia în montaj, nu contează. A trecut așa așa mult timp a trecut că nu mai contează da. cum au reușit să o taie. Bun, după aia brigada 2 pe 3 a fost după povestea cu pantomima, ușor ușor a Nu a fost o poveste cu pantomima a fost, noi făceam pantomimă făceam pantomimă constant am făcut din... De când am intrat în grupul de comedie și înainte de aia făceau uh -huh. ei, da? Și am nu, ținut o... Întreb de tranziția spre stand-up. Pe tranziția spre stand-up a fost, n-a fost neapărat o tranziție de stand-up. Eu mi-am dorit tot timpul să... eu când eram mic visam că fac stand-up, nu știam cum să cheamă. L am văzut pe Dorotea avea numitul, mi se părea tare ce face. Nu înțelegeam cum să scriu chestii, cum să fac treburi. N-am înțeles niciodată asta și dacă niciodată, mă rog, da. în perioada aia, scuze, mă rog, <laughs> telefon. <Yeah. laughs> și de acolo în 2000, în 2000, nu ai văzut, ai văzut, l ai văzut că am mers? Efectiv, mă telefonul și a fost ok. Gura e, vorbea, dar de da, fapt te gândeai da, de da, 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 acolo. Da. dar poate, poate că adevărat, a înțeles, a adevărat. A adevărat. A poate că încă n-am înțeles. Umorul e involuntar, e cel mai bun. Poate că nici n-am înțeles niciodată. În 2004 am vrut să mă apuc să fac stand-up și am vrut să plec, am vrut să plec din Timișoara unde eram student. Am vrut să las facultatea și să vin în București pentru că auzisem că este un local care se cheamă Deco și că aici se face stand-up și am vrut să vin aici. Cam atunci începea și în București. Probabil că da, în 2004. Eu am văzut un reportaj fiind când deschis la PTVR. am fost ceva, habar n-am. Și mi-a rămas în cap și am zis, doamne, eu așa vreau. Și Uh, Mi-am scris o bucată de material, mai am și o, și o glumă, prima glumă, prima, prima, prima glumă scrisă cu care îmi deschideam uh, uh, bucata, a, a fost o glumă care încă merge. Am zicea mai aia că unele fete zic despre mine că sunt un porc. Da. Aia. Și... Am scris-o, am prezentat-o în fața colegilor de la grupul de comedie. Ăsta bă, ai două glume bune, restul, lasă-te că n-au, -au, au niciun rost. Zic, dar nu funcționează așa, adică voi sunteți și oameni care faceți glume, n-am cum să vă convinc că e fani, dar zic, hai să începem de undeva. Și am găsit un club și am dat o singură dată bucata aia și m-a descurajat, pentru că oamenii nici și nu știau în 2004 ce se întâmplă. Noi mergeam acolo, făceam scenete, făceam pantomime, și am zis că fac eu un moment. Și cred că am făcut totuși un moment, am, am zis glumele la citire după foaie, prost, și m-am descurajat pentru că mi-am da seama că s-a râs o, o, singură dată. Uh -huh. Și... După aia am convins toți colegii de grup că nu are cum să prindă chestia asta, că nu, nu poate să compare nimic cu pantomima. Da. Uite cu aia, dai la o pantoimă, și s-a pișat toată sala. Adică... Și de adevăr așa era. Așa era. Și chestia asta s-a întâmplat, chestia asta s-a întâmplat uh... Mă rog. S-a mai întâmplat. Okay. Când s-a um, dovedit că e foarte puternică. Bun. Și după aia. Uh, știu că în perioada aia tu aveai mai multe show-uri. Când a, a, a început, ai început. adică făcea stand-up. Aveai mai multe show-uri de stand-up separate, când erai cu brigada. Aveai trei show-uri. Deci, după. Uh, Așa, atunci am început să mă gândesc la stand-up. În 2008 nu mai era nicio altă variantă să continui să fac comedie, pentru că să spărsese grupul. ne au rămas cu referendul, referendul trăgea într-o direcție să facem nu știu ce, eu m-am săturat am, saturat, am vrut să mergem pe cluburi. Cred că la final de 2007 deja luasem cumva decizia asta că vreau să mă apuc de stand-up. Nu-mi curaj să mă pun să-mi scriu toate, aveam, aveam niște pungi cu niște notițe. Și nu aveam curaj să mă pun să le văd, că mi-era frică să, că nu o să găsesc cap nimic între ele. Uh -huh. Și în 2007 m-am pus să fac listuța, am terminat în 2008, toată aia, nu știam cum să o încropesc, nu știam cum încep, de unde încep ce da. zic. Mă rog, și în 2008 am zis băi, gata, eu mă mut în București, am spus lui Flavius, dau de două ori, aveam în să dau de două ori materialul în club, în Timișoara, într-un club, să găsesc un club să fac de două, trei ori. Oamenii pe vremea aia, nu voiau să vorbească cu noi pentru că noi eram din Timișoara și orice venea din Timișoara era prost și orice venea din București era super bun. Vesti bine oră, nu? Și am trăit cu căcatul ăsta și m-a deranjat foarte tare și am zis ok, mă mut în București ca să fac treabă. Flavius între timp zise că bă, hai să ne strângem bani de aici și după aia mergem acolo. Am zis ok. și dintr-un an s-au făcut 2 ani și din 2 an ani an s-au făcut 3 ani și așa am început să facem, în prima oară am început să ne punem noi spectacole și eram plătit mult mai prost decât toată lumea din București mult mai prost. Nu primeam cazare. Toată lumea primea cazare. Doar pentru că era din Timișoara. Și pentru că accentul nostru era... Adică muiștii de provincial erau muiștii care ne futeau pe pentru că suntem din provincie. Înțelegi? Asta mi s-a părut... Era mindfuck. Erau foarte rar cluburile în care chiar eram tratați ca oameni. În rest, eram tratați efectiv niște circari. O venit băieții cu circuri. Păi să aștepte lângă bucătărie. Că încă nu începem. Deci asta era. Și acumulez niște frustrări acolo, în, în zona aia. Și ce era dubios că făceam show, așa super bine show și după trei luni când ziceam că venim înapoi, a, nu mai facem. Păi de ce? Că stand-up-ul nu mă pulă. Și eu eram, dar n-am avut pulă, că noi am mers contra curentului pe da, da. Aia. Am zis că nu băgăm pulă. Și cumva ne țineam destul Cresc de... asta. era mai mult un pretext ca să nu vă mai cheme că erați din Timișoara? Nu știu. Nici măcar nu știu ce cred că s-a întâmplat, cred că a fost a fost unii... Și Tibi Neuron era foarte vulgar în perioada aia și eu pe el recomandam în foarte multe locuri pentru că era singurul număr pe care îl aveam. Uh -huh. El și cu să mă certasem înainte să o cunosc, nici ea nu mă știa, dar da. ne-am certat. Și atunci cumva a fost o zonă și... El recomandă pe Tibi Neuron și el mergea și rupea, odată mergea a doua oară, efectiv săpa clubul. el Muncea clubul ăla până, uh -huh. până nu mai primeau, efectiv, ziceau oamenii că nu mai veni la noi. Cu aceleași glume, la fel da, de porcoasă, da, da. la fel de vulgare, nu schimba și atunci, normal, că noi veneam după aia, oamenii erau, bă, să ne audă stand-up. Uh -huh. Da. Cred că aia s-a întâmplat, este doar o bănuială, repet, nu n -am, da, da. N -am, n am o confirmare, e doar o bănuială. Da, oricum, v-ați de treabă, adică ați avut turnee prin țară, da, da, da. adică din asta trăie. Uh -huh. uh -huh. Și din show-urile alea, că ai avut mai multe show separate. Cred că ați fost singuri care a făcut asta. Da, noi am avut, am fost primii din țară care am avut uh, uh, nume la show. Da. Uh, din, din bucata, din, cum să spun, din, din, valul nou de comedie, nu mă refer la ce s-a întâmplat înainte, uh -huh. că, vacanța mare și doar că aveau asta. Noi am, am, avut trei spectacole și urma să lansăm al patrulea dinainte să vină în București. Primul s-a chemat prima bucată. Am zis să le dăm, n-am vrut să, să, le dăm un nume care să încurce N-am vrut să fie pabarani, nici să nu spunea vacanța mare, nici da, nu voiam da. să fie o prosteală. Voiam ca oamenii să le identifice, uh, să Matematic. le localizeze temporar <laughs> da, da. Tem temporal. Da? Uh, adică pri pri prima bucată, setul 2, versetul 3, urma runda 4. Și la 5 nu mai știu ce era, dar runda 4 era un afiș S-a întâmplat asta? Oamenii să să vină după show să că am fost la prima bucată și acum eram curios cum. Nu. s-a întâmplat. Veneau foarte puțini oameni înapoi, deși show-ul pe primul era foarte bun. că feedback era foarte bun pe show, foarte bun. că veneau oameni și ziceau, bă, am mai văzut show-uri, am râs, foarte bun, abia aștept să mai veniți, nu știu ce. Veneam în 3 luni, nu mai veneau. Și n-am înțeles de ce. Nu, n -am, n -am, nu, nu știam nici să facem. Da, și bănesc că ei care veneau, veneau pentru stand-up generic, nu neapărat da. că e a doua Da, bucată. și erau câțiva care veneau pentru noi. Erau uh -huh. câțiva. da câțiva înseamnă că dacă la primul am avut 70 de oameni, ceea ce era destul de bine, da. în perioada aia, la al doilea aveam 30 de oameni. Și nu eram, bă, da, what the fuck, unde sunt oamenii care ziceau că o să vină, că eu am crezut că așa uh -huh. o să fie treaba. Îți faci treaba bine și după aia o să vină da. oamenii, nu se întâmplă așa. Nu se întâmplă așa. Nu, oamenii doar în cur. Dacă vin să te vadă și tornimerii și smulți în sală râd, ha, ha, o ieși și o bine, altfel îi doar în cur. Oamenii oamenii interesează doar în clipa în, care, în clipa în care cineva le validează simpatia. Adică eu pot să-l plac pe micuțul, să zicem, dar până micuțul nu ajunge pe TV, eu doar îl plac în secret dacă intervine într-o discuție că micuțul ar fi nașpa, nici nu iau apărarea, o, o să zic foarte puțin așa, că na, mie totuși îmi place, parcă un pic. Dacă apare pe TV, atunci o să mor cu el de gât și <sum> o să zic, nu <sum> cu aia, că micuțul e super bun. Așa, așa de proște sunt oamenii și când zic așa de proște oameni, oamenii, mă refer la o parte și din oameni care se uită acum. <sum> <sum> Efectiv, și probabil că și la mine, adică eu doar, eu doar vreau da. din punct de vedere a comediantului, nu mă scot. Da? Da. Dar așa, 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 așa Proastă e masa, hai să o luăm așa, nu mai individual că fiecare e prost, dar masa așa funcționează. Masa e, masa e proastă. până ajunge în mainstream nu e... Da, da. Și când ajunge în mainstream, după aia să plâng că s-o stricat. Da. Nu știu dacă știi. Oia da. care veneau, care au fost la primul show și după aia nu, nu la show 3, 4, 5, 6, dar îl plac pentru că l-au văzut la primul show, când ajunge în mainstream, încep să-i ții pe ăia că te-ai stricat cu aia. Uh -huh. Dar unde erai când am vrut să trăiesc să mănânc? Poate că de aia m-am stricat, că n-ai venit tu la șo, că m-ai apreciat dându-la pe tău, uitându-te pe laptop și așteptând să mai punem ceva să zici tu că e nașpa sau prost, sau e mai bun ca primul sau du timpul la mea. Te-ai <laughs> aprins, da. că ai nevoie de țigara Probabil că da. <laughs> Din alea 3 și al 4-lea, uh -huh. n-ai avea cum să le resuscitezi? Cred că nu. De ce? că sunt glume care nu mai îmi plac și sunt glume care nici măcar nu erau glume atunci, nu erau așa de bune glumele. Uh -huh. Doar că ne fiind glume și nu avea niciun reper atât de puternic despre cum să faci o glumă și nu era nici atâta net păstă tot pe toate gardurile, să vezi ce înseamnă stand-up, funcționa ca glumă sau era într-o zonă de intenție. Și uh, mul multe din ele, că nu le-am înregistrat, Nu le-am o formă, n-am o formă. Multe din ele le citesc exact cum aș citi acum niște uh -huh. notări chestii. Dacă mă uit, era o notare la un moment dat că femeile mature întâi vor pula și după aia vor să te iubească. Femeile mici întâi vor să te iubească și după aia vor pula. Atât. Uh -huh. Era un bit acolo, era o bucată Dar nu întreagă, nu mai, ținit, nu mai știu. Dar era o bucată întreagă despre cum explicam da, eu să le că... le am undeva scrise pe foi? Da, da. Uh -huh. -am... am avut și o ceartă cu un băiat cu Zoso, Zozo, nu știu, ceva, blogger, vlogger. Da, acesta. blogger. Așa, fusese la, fusese la Brașov, la un așa, aveam o glumă cu Mecul pe care n-am mai atât de mult. În care erau, de fapt, două întâmplări pe care le-am comasat cu, și le-am băgat. Cu mersul cu în față. mersul cu mașina? Cu mersul cu mașina Asta. și cu sextoiu și nu mai știu ce era, că era ceva cu... Dați-mi un... Happy Meal, cu Big Mac, cu mare, medie. Era, da, da, și după cu... aia era o bucată când m-am bătat eu forie, el și am mers să-mi iau și m-a întrebat aia dacă să-mi dea, nu știu, era un mil nu mai știu exact cum da, era. Da, îmi amintesc și eu. Așa, și uh -huh. era că îi ziceam că vreau cu happy end, nu cu happy, nu happy meal, nu mai știu exact. Da, à, da în fiind, în nu mai știu. Oricum a fost, era așa. Și toată bucata aia s-a născut. Adică prima întâmplare a fost când am mers cu Flavius. Noi nu ca să la mec în viața noastră, pentru că eram săraci și n-am avut bani de mec. Și prima oară când, dacă nu prima oară, a doua sau a treia oară da. când am mers la mec, uh, noi eram chitit să cerem mic. Pentru că nu, nu aveam bani uh -huh. și nu orice când ne întreba cineva, pizza mică era, era reflex, pentru că nu voiam da, să dăm da. mai mulți bani și știam că e suficientă mâncare cât să. Na, nu, nu, nu sunt mor de foame. Și am mers la ăsta și era noapte, eram, cred că la mecul din Otopeni, plecam din București și n-am găsit nimic deschis să mâncăm. Noi, noi, de regulă mâncam crânați cu iaurt sau asta era da. mâncarea de bază și se uh, sandwich din benzinerii niciodată erau du timpul la ce scumpe asta. Și am zis că hai să mergem să mâncăm totuși la Mecca, eram rupți de foame. Am intrat în business la Otopen, adică în uh, drive-thru, sau driving, cum se cheamă? Drive-in. Drive-thru, drive de, 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 ce și drive-thru? Nu am auzit niciun Da? drive Dar da, atunci la ce În Ți-am zis, trebuie să mă las, men, am probleme la creier. <laughs> Ia mă lăsat de el. Da. Și mi-a drive uh, și nu întreba femeia ce vă dau și noi am zis, uh, nu știu, doi burgeri și o cum să fie, noi mici. Aia <laughs> când avem mic, am început și am râs în mașină, ne-am uitat pe meniu și într-adevăr n-au mic. Și după aia au venit o bucată da, întreagă da. despre cum nu există mic, cum așa. așa. Aceeași bucată o a făcut-o un comedian, nu știu cine, Asin Azarin ceva, uh -huh. Asin este așa ceva? zis, zi Ansari. Așa, așa. Da. Iată, așa. De care eu m-am auzit atunci, a? după ce mi-a zis tipul ăsta că uite, ăsta o luat gluma de la ăla. Și mă întreba foarte tare, pentru că eu gluma aia o aveam scrisă, uh, avea, avea, o, am, o, am, o am scrisă pe foaie și m-am uitat la clip când a fost uh, dat drumul la clipul ăla. Și a fost dat drumul până în 2010, 2010 până așa. Și eu l-aveam până în 2009. Uh -huh. Scrisă scrisă bucata aia. Și a fost da, a fost plecat. tu ai stresul ăsta să nu să nu e glume de la de acolo a plecat. Bă, am o, am o panică, da. De acolo a plecat, nu? Da, cred că da. Am o panică gravă pentru că există mai, mai multe fenomene care se întâmplă în chestia asta. Când îți place ceva mult, creierul tău se identifică puternic cu chestia aia. Dacă îți place un gând foarte mult, îl asimilează așa de puternic ca și cum ar fi al lui. Pentru că, de fapt, ce se întâmplă când cineva frazează un gând, practic dă formă unor gânduri pe care deja le-ai avut. Și atunci nu poți să zici că e a tău, dar nu, nu e frazarea ta. Adică cumva... Uh -huh ți-o creierul un pic, da? E, și asta poate să, poate să rămână ca un ghost joke. Există chestia asta care se cheamă ghost joke. În clipa în care creierul tău asimilează atât de puternic o chestie uh -huh. care îți place sau te gândești tu la chestia dar nu aveai o frazare sau ceva și rămâne chestia aia acolo. E, și eu am panica asta. Panica mea nu este că... mai ajungi, ajungi să vorbești despre chestii de cum mi s-a întâmplat involuntar cu băiatul ăsta, da? la rost? Nu, cu băsta azarin. A, cu da. Așa. E... Inevitabil ajungi pe niște. dar mai ales dacă sunt chestii super simple. Uh -huh. Dacă avem o remarcă despre cum sticla asta are o formă de falus și ajungem cumva la o glumă acolo, dacă cineva să mai luptă cu sticla asta la un să facă o glumă, uh -huh. s-ar uh -huh. să ajungă în, în pe aceeași, pe, pe aceeași linie. Păi, nu mă deranjează asta. Pe mine mă deranjează foarte tare, cred că. cred că și aici e o problemă cu mine și munca mea. Mă deranjează foarte tare că eu nu vreau cumva să creadă lumea că eu am făcut intenționat chestia aia. Uh -huh. E că, pe mine m-ar deranja oamenii să mă acuze că eu, am, eu în mod de deliberat m-am am, -am, -am, -am pus și am ascultat bucăți da. și m-am pus și le-am scris. Asta mă deranjează. Înțelegi? Nu faptul că. și uite cum mi s-a întâmplat cu drumul da? lui. <laughs> Să nu vorbim despre asta. Să acuma, nu vorbim despre asta. Da. Înțelegi? Mai adică asta, asta cred că mă dinară. Nu, nu atât de mult că se întâmplă, se întâmplă. Am mai avut o bucată cu pistolul. Și are, cred că Jim Jeffries are bucata asta? Nu știu. Cu pistolul, cu mare în casă pistolul sau cine are? Mă rog. Da. E un bit și aproape la fel l-am făcut bitul din A, două bucăți. Aveai ceva cu pistolul. Cu pistolul, cum pun în aer. Da. Așa se încheia. Da. Și până ce acolo, până acolo mi-a povestit, până acolo mi povestit mecanicul. Mecanicul meu are pistol. Pentru că e pasionat de pistoale și da. în fine. și am stat de vorbă cu el și tot întrebam, dar unde îl ții în casă, dacă cum îl ții în casă, că îl ții într-o cutie, care cutie are lacăt, că n-ai voie să-l ții nu știu cum. Și am început să râd de el și am zis, tu ți-ai luat pistol, te simți mai în siguranță, dar tu până deschizi lacătura, tu dată la două cuțite de numai numai. De acolo am, început să dezvolt cum... Intră hoțul în casă ăsta, stai că mă duc să-mi pistolul, ne rogă pe să-i facă o cafea, să duc în bucătărie, mai un pic. Vine ăsta cu un pistol îl amenință, nu poate să tragă în el că așa e le, legea, deci tu trebuie să tragi întâi în sus dacă ești în apartament când tragi în sus, mor pe vecinul de sus care moare, <laughs> oricum or, 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 or ai făcut o crimă, uh -huh. înțelegi? Și aveam toată bucata asta, cum, cum mi-e speriat cu cât de uh, stupit, până mi-a zis Teo că, mamă, că bucata mea seamănă super mult cu Jim lui și atunci am început am, am să o dau uh -huh. ceea ce m-a și deranjat un pic pentru că eu nu, chiar nu mă dusesem în zona aia Probabil nici nu văzuse Iar cred că are o bucată el mare cu controlul armelor, cu cum ar trebui să renunțe America la da. așa, el e australian, nu? O, cred că da. Așa, bun, înseamnă că el. Așa, și era o bucată mare și în bucățile lui aveau o, o nișă asta, da? doar că la mine era super explicată și nu știu ce. Și la fel, da, a, a plecat de la gluma pe care am făcut-o în mașină atunci, că stai că trag. Da. cu pun în aer și după aia mecanicul și le-am pus ca plăcat, am zis, uite, am despre pistoale asta așa, deci asta o să meargă așa împreună. Aia zic. Da. Adică panica mea este să nu zic lumea că <laughs> mod intenționat. Bun. Cum uh, astăzi, cum sunt cu timpul? A, mai avem. Cum reușești să fii atât de consecvent în reacția pe care o obții de la sală? Și asta e o întrebare largă. Și încă o chestie, mi se pare că la tine nu se glumele. Adică mi se pare că de le dai aproape de fiecare dată cu același entuziasm, cu bucurie. Și mai înfloresc da. Încerc. Eu foarte mult timp aveam glumele foarte bine puse la punct. Și erau frază cu fraza, dar ele creșteau până acolo. Faptul că eu când am apucat de stand-up am fost obligat să produc mai mult material decât restul, pentru că nu trebuia să venim cu alt spectacol măcar să stădeminim da. oamenii că băi alt show. Și eu am scris primele trei spectacole în doi ani jumate. Și în primele trei e spectacole, loc? da, 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 aveam aveau 45 de minute fiecare. Nu, scuze, o oră aveam. Deci o oră, oră și 10 aveam pe fiecare. Deci aveam la 3 ore, 3 ore și ceva de material. În 2 ani jumate. În doi ani jumate. An jumate. Dar n-au fost strânse în doi ani jumate. Deci eu când m-am apucat să scriu, eram deja de ceva timp în comedie. Aveam o grămadă de premise, bucăți, de ziare. oriunde mergeam, aveam un pix la mine și rupeam un colț de ziar, un plic, o ceva și scriam, venea o glumă și o scriam atunci mesaje pe telefon pe care le trimiteam, după aia mi le transcriam. Deci eu când am început să strâng material, a fost, am avut doi, două, două pungi, da, așa pungi, pline. Deci când am început să scot din ele, erau foi puse una lângă alta, după aia erau bucăți, nu știu ce. Și când am pus să le scot, am trecut prin ele de două, nu cumva să uite ceva afară. Și le-am pus și prima, prim, prima extragere de acolo a fost 86 de fraze. 8-6 ale, alea au fost prima oră și 10 minute. Și aveam a doua când am scris, am zis, ok, trebuie să am 86 de fraze, care 86 de fraze o să ajungă la un moment dat să facă o oră și 10 O frază înseamnă și glumă sau doar o premisă? 1. Aveam ori un panci, ori o premisă. premisă. Dar premisa nu era descrisă. Era doar ce faci când mergi la alimentar și ai papuci rupți. Punct. Da. 2. Cum te scuzi dacă ceva. 3. ai remarcat că mâncarea nu știu ce, așa, uh -huh. și aveam 86 de fraze, efectiv 86 de propoziții cu spații între ele, în clipa în care mai vin cu ceva să mai scriu cu pixul lângă și să-mi aminte așa, urcam pe scenă și începeam și ziceam frază. Și înainte, și prim prima oară când am urcat, am, a fost fix o succesiune de fraze, men. Deci a fost o succesiune de fraze în care eu, eu o zi întreagă m-am uitat și am zis, ok, dar pe asta cum, cum, cum încep? Ce-i ce, ce, ce funny aici? Am început să am lucrat fiecare frază în parte, deși le aveam scris și erau notări pe care le aveam de, de doi înainte de show. te gândit? În ziua aia când în ziua aia înainte să merg să fac show-ul, eram căcat la cur pentru că nu am putut să țin minte asta. Nici nu puteam să înțeleg cum poți să minte lumea 86 de fraze într-o ordine și după aia să și jonglez cu ele să le pui o... și o Da, aveam foaia. Uh -huh. Și uh, am început să am luat, am început să am luat fiecare frază și mă gândeam ce i fani acolo. De ce mi s-a mie fane atunci? De ce? Care e motivul pentru care am scris-o? Și am început să caut în jurul ei. Și atunci am zis, ok, de ce asta ar putea să meargă? Și a treia oră când am dat-o, deja avea fluență. Deja am dat seama deci aici asta e moartă, n are niciun... Asta e dead end, dead end. Am început să tai de ele, am înlocuit cu altele, Ai altele au crescut. Ce? Ai show atunci? Nu. Nu aveam, nu cu aia să Dar fac mi se asta. Pare... Că mi se prea oribil. Că ai ținut minte unde nu s-a râs. Adică dacă când faci prima asta e aproape o improvizație. A... de obicei uiți ce ai vorbit când, de exemplu, la m-a foarte mult, foarte mult, pentru că aveam, deci, eu set ul la primul spectacol a fost să ceva, un microfon, aici aveam un stul, erau, erau foile aproape în fața mea. Și efectiv citeam pe foi încercând să mă gândesc că mă uitam pe foaia ziceam glumă, mă uitam pe foaia ziceam glumă. Erau bucăți care mi-au plăcut mai mult și le țineam minte, alea, alea puteam să ne improvizeze. Deci am avut o ancoră. Deci primul spectacol pe care l-am făcut întreg de stand-up a fost un mix între un moment pe care l-am făcut în 2006 la gala cu Merg eu la mare și cu fumat un tren, cu țitren, cu că de aia ieși zice... țigară să fumezi uh -huh. în gară că dacă nu îi tren și de acolo cu femeile, că femeile grase și leagă pe lângă ele o, o eșarfă ca să nu se vadă curul, dar să vede eșarfa mare. Adică nu e ca și cum ne păcălit pe toți că nu mai e curul ăla și era tot explicată cumva. Era... Da. Și am avut două bucăți mai mari. Și prima bucată avea vreo șapte minute și a doua bucată era cu Dacia, pe care făcusem pentru 2007. Cu Dacia și cu Dumnezeu, cu schimba viteze, cu nu mai știu ce și încă ceva mai aveam atașat acolo, care era o bucată de vreo 10. Deci undeva aveam dintr-o oră și 10 minute, aveam 17 minute pe care puteam să le recit. Și cumva între astea mai băgam niște bărână chestii bărână. și mai erau bucăți care mi-au mai rămas, când, în clipa în care le-am citit, mi-au mai rămas legate, că mi-au plăcut mult și am zis astea, asta o să le țin minte că să așa și vine fix după ce se termină aia cu mare, o să vină asta și o să dau cu asta și după aia mai aveam mm -hmm. o bucată care îmi plăcea cu bășina că era așa, bășina a spus 700 dintr-un orgasm. Era, 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 era da, un da. studiu pe asta, da? Hey, și aia mi-a mi plăcut ca beat și acum am început să mă joc un pic la început, că bășina e ofertantă când te apuci. Da. It's funny da, și da. cum sună bășina și cum, și, cum, și cum se cheamă, cum sună când, când, când iese, cum miroase, cum poate să miroase uh -huh. și de acolo... Și atunci au fost niște bucăți care s-au închigat la un moment dat. Da. Și așa, așa cumva am, am, am înțeles ce înseamnă să fie natural. Și ca să ajung la asta efortul ăsta pe care l-am făcut să conving oamenii să să râdă, chiar dacă nu era atât de bun materialul și să jonglez cumva în zona asta cred că mi ai format mi mindset-ul. Mi dar nu neapărat un mindset cât un nivel de energie pe care pot să-l țin. Și atunci dacă, dacă eu sunt deprimat efectiv pot să deprim sala. Dacă am avut bucăți la deco în care am, am deprimat sala, nu sunt mândru cu ele, atunci eram foarte bucuros că am făcut asta. Dar pe de altă parte, dacă eu sunt happy și dau cu energie, pot să, pot să țin sus. Și faptul că am făcut în tot felul de locuri și asta a fost iar un mușc pe care l-am antrenat foarte mult. Hai că la șapte oameni în discoteci, uh -huh. în discoteci nu aveau niciun sens, deci nu aveam niciun sens stand-up-ul, opreau muzică, hai dă cu stand-up. Hai că și trecând prin alea înveți niște skilluri. Ai, ai un mușchi acolo să ții energia chiar dacă chiar dacă pare dub, da. du, dubios în sală. Să te minți tu pe tine că bă, am fost și la mai rău. Așa că acum chiar pot să fac în aer liber, că adică, uh -huh. nu 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 zic că de seară nu o să fie greu, sau nu zic că are sunt ceva, fiecare eveniment e altceva, doar că dacă mă duc în fața unor oameni și nu se râde, înțeleg că ăsta e maximul. Uh -huh. Că am văzut și mai rău și nu prea da, am văzut înțeleg. mai bun. Și atunci sunt foarte confortabil cu, bă, pă, așa nu, așa merge aici, așa e așa afară. Ce să nici nu te pierzi. Da, îți dă un pic, dă un pic, pic de, de, Mă pierd mai mult în set uri când am fost la umor, acolo m-am pierdut un pic. E total dubios set ul Ce crezi că e mai nasol acolo, publicul sau sala? Tot. Tot. Dar dacă ar fi să, să schimb ceva în mixul ăla să fie mai bine, crezi că ar fi publicul sau să fie altă Ar trebui să faci besnă pe juriu, ar trebui să faci besnă pe sală și ar trebui să nu ai public plătit. Și atunci ar merge într-adevăr foarte bine. Dar ei nu își permit să aibă besnă pe sală. Da, pe juriu mai ales. Și pe juriu mai ales, da? Da. Deci asta este, asta, asta se cred că sunt trei factori. Adică fix în momentul în care este invitatul juriu, oricum nu are niciun sens. Că nu-i ca și cum validează sau nu prin, fa prin uh -huh. felul în care râd, deși s-ar putea sub, sub, subliminal să funcționeze așa, da? Cu cât râd de bendeac mai mult la numărul tău, cu atâta oameni zic, bă, bendeac este o autoritate Trec în comedie și... Pe de altă parte, dacă ești invitat, ei n-ar trebui să apară în peisaj. Omul ăla trebuie să-și facă treaba fără să aibă nicio reacție din partea... că adică tu s sala, e ok, omul și-a făcut treaba da, și cam da. asta a fost. Bine, l-ai format. Da. O altă întrebare era că cum reușești să fii așa relaxat când testezi material nou, chiar și bucăți lungi. Dar practic mi-ai răspuns la întrebarea da. asta zicând mi cum ai început tu. Uh -huh. Așa. Uh -huh. Și să, să dai seama că efectiv și când taci nu te faci de căcat, îți asumi, îți asumi o liniște. Te faci de căcat dacă tu nu-ți asumi lini, liniștea aia. Adică. Înțelegi? Urci pe scenă și vrei să încerci o bucată de material. Și îți asum că o să meargă foarte prost. Ai și experiența anilor de făcut și îți dai seama că nu o să meargă tot show așa de prost. O să meargă bucata asta prost, probabil, dacă nu găsești ceva până la până ai ajuns la capăt. Da, Hai că Știu unde mă un pierd drum. eu? Nu. Când am, deci am așteptarea că acolo se râdă. Nu, aici e problema. Ta. Aici cred nu e problema. Să ai nicio problemă, nu se ai nicio așteptare. Așteptarea ta este, eu acum o să dau un material la care nu o să se râdă și eu o să încerc din răsputere să-i fac să râdă. N-am reușit, îmi asum că asta a fost. Și după aia treci la material pe care îl știi, la fel de sigur cum ai început și prima oară. Faptul că ești sigur în clipa în care tu ți asumi că asta, asta înseamnă să îți asumi o lin, lin, da. liniște în sală. Să fii sigur când zici chestiile alea. Nu înseamnă că n-ai emoții, dar ești sigur că vrei să le zici. Uh -huh. Ai o siguranță, bă, eu o să zic chestia asta. Poate să cadă cerul să rupă sala în două, eu o să zic asta și după aia ajungem la glumele pe care, pe care le știu și o să-i fac să râdă. Sau bag între, asta e cea mai bună. Să începi uh -huh. cu bucăți pe care le știi și ai o bucată care îți face super, super mult și la este premiul tău. Deci trebuie să ajungi la bucata aia dacă treci prin bucata asta nouă. Și dacă ai o bucată care îți face ție foarte mult, ai premiul tău, te ancorezi în ăla în cea mai bună bucată o lași la final. Și atunci începi cu o glume care ție îți plac sau nu, dar merg, da? După care te bagi în materialul nou și premiul tău când ai ieșit din materialul nou este să dai bucata aia care va fi premiul și pentru tine și pentru tine. da, da. Adică n-ai cum să pui glume care nu există sau să nu pui glume sau să pui glume proaste lângă o bucată care merge, Âh! e cea mai mare prostie. Uh -huh. Din experiența mea eu așa, eu așa le văd. Trebuie pe să le echilibrez pe timp, pe o, o bucată. Deci el pe, pe, pe total ar trebui, să, ar trebui să fie pe plus, da? dar, dar pe unități de timp ar trebui să fie un echilibru. Că nu poți să dai numai sus, 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 că am făcut asta la un moment dat și tot își face burt, adică nu poți să dai glumă, 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 da? da? Și atunci trebuie să fie glume, bucăți de respirat, glume, bucăți de respirat, glume, bucăți de respirat și dacă ai o bucată foarte mare de respirat, să vină o bucată foarte mare de glume după și și un premiu, că ei au, ei, ei, ei au impresia că se meargă prost. Bă, dar ce prost merge, bun, ce să meargă prost, mi încep să mai mi placă de băiatul ăsta. Și după aceea te bagi într-o bucată pe care tu o știi și e mai lungă și îți place și când e dat la asta să împacă și ei și zic, wow, bă, mm -hmm. Da. Da. Da, deci acolo era la mine că aveam o chestie nouă care îmi place foarte mult și când în momentul în care cred eu că ar trebui să râd în urât, sunt așa, mă pierd un pic. Da, dar nu are să... Nu are rost să te încurezi în bucata aia, să mm -hmm. stai acolo. Adică niciodată nu ai cum să evoluezi dacă, dacă stai ancorat în bucăți mici. Da. Mm -hmm. am ceva? Crowdwork. Crowdwork. Pare că ai, că pare că ai fi bun la asta, dar te cam ferești. Da. De ce? Pentru că um, am um, e experiența anilor dinainte să fac stand-up. Uh, mă fac să cred asta. Pentru că... Um, eu fiind un copil destul de slab când am fost mic fizic. Era, Eram înalt, dar nu aveam forță absolut deloc. Și eram și strâng de spate, eram și bulbuit. La bătaie nu mă băgam pentru că eram credincios și o luam pe cu dacă ai luat o palmă întoarce și la brază, nu contează că ai frustrările după aia cât china și că ai vrea să o omori după aia orice om care umblă și că nu, nu ți se spune asta, este doar întoarce cealaltă obraz, rezolv după aia cu, cu, problemele cu care rămâi după, da. Da? să ierți și nu știu ce. A trebuit să-mi dezvolt un mecanism de apărare verbal și eram foarte violent verbal și foarte adică ce zic, Sau doar mă jurai și... Nu, 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 nu. A, aveam și bucata asta, dar... Ca să înțelege, am avut vreo câțiva oameni în viață și pentru asta îmi pare rău. Adică nu, nu e o chestie care mă laud, e o chestie care s-a întâmplat și îmi pare rău pentru ei. Pe de altă parte, mi-am mi făcut niște skilluri. I-am făcut pe vreo trei să plângă. S-au luat de mine la un moment dat cu ceva. Și nu, dar nu, știu, nu, știu, nu știu ce mi-au mi, mi zis. Uh, clar, ori deci ori a fost ce, ceva legat de că mă bâlbâi, ori că am încălțări rupte sau ceva. Deci n-am luat, am luat foarte puțin cu încălțări rupte. Am avut o singură dată încălțări rupte și atunci erau rupte în talpă. Și <laughs> da? când dracu au văzut. Sau erau, m-a plecat, sau au ridicat piciorul sau ceva. Da, ori asta... Pe tine, era la tine, era da, acolo. Da, da, da. da e, pentru că eu cumva în capul meu aveam impresia că eu merit mai mult. Ca orice copil. Da. Da? Și atunci, cum mai mei Tre treceau cu toată țara prin perioada de tranziție, asta e foarte uh, dubios. Tu ca și copil crezi că nu m-ați s-a întâmplat asta. Deci fucking wrong, că nu e, nu e, nu, e, așa, toată țara a fost așa. Da. 90% din țară era așa. Doar că ascundeam, ascundeau oamenii, ascundeau sărăcia aia. Nu, nu voiau uh -huh. să iasă afară, știi, cu ea. Uh... Ce, în momentul ăla, da, având niște puncte slabe, încercam să-mi le protejez. dacă cineva mă atingea acolo, deveneam feroce. Dar feroce în sensul că îl luam la pulă masiv. Dar nu l mai lăsam. Deci Era sunt... Să... colegi de clasă? sau? Uh, grupuri de preteni în co -co colegi de clasă, la fel. Adică eu în clasă eram cumva avocatul clasei toată lumea să căca pe el, să zică, nu știu profesorul eu nu aveam nicio problemă, mă ridicam picioare și am domn profesor, am spart geamul. Da. Toți erau că casa curcă, că trebuia să pus geamul înapoi, dar nu scăzut nota la purtare. Și oamenii erau asta, asta, a fost un tul pe care m-a învățat tata. Când, când era mic, mi-a zis, Bă, o, o greșeală recunoscută pe jumate iertată. Și m-am aruncat atât de puternic în chestia asta și am început să-mi dau seama că cu cât ai coile mai mari, cu atâta ai respectul oamenilor mult mai mult. Cu cât, cu cât, îți zici păsul mai răspicat, cu atâta cumva se rezolvă niște da. chestii. E, dar având, <coughs> având curajul ăsta să vorbesc și așa, mă aruncam în glume și îmi băteam pula de ei până îi făceam să bage capul la cutie. Dar îi țineam așa, că adică, pe de clasă îi țineam două zile, trei zile. Dacă făceau greșeală, adică, dacă făceau greșeală să se ia de mine dar nu, dar nu că era o greșeală că toți ne luam unii de da, alții da. Doar că Cumva eu, eu nu suportam eu, adică, Era ok dacă făceau glume generale Cum își făceau unii altă Dar dacă mă atingeau la chestii pe care eu nu puteam să le schimb Mă durea foarte tare Adică era, era o bucată pe care eu atunci nu puteam să o schimb Faza cu bani Eu nu puteam să o schimb da. în momentul ăla și atunci ăștia la mine casă erau oameni care aveau destul, mai că aveau destul, mă duceau mult mai bine. Era o clasă știu cea mai bună clasă, da? uh -huh. și atunci, Erau tot felul de copii acolo care <coughs> învățau bine și părinții aveau bani și așa. E, și la bucata am mă enorm, enorm. Și atunci deveneam super, super caustic și, da, în fine. Și să mă duc pentru care acum nu mai vrei, vrei să faci crowd work? Da. Știi că ai putea să o faci, dar nu... mi frică, mi frică că o să intru tot în zona aia. Și am fost odată, am făcut la, la 99 și am fost super violent cu una. Dar ce s-a întâmplat acolo a fost că de trei ori mi-au comentat trei gagici în trei show diferite de la Deco la Racing la 99. Am avut o, seară în care am făcut Deco Racing 99 și în fiecare sală a fost câte una care să-mi comenteze total de ampule. Adică eu ziceam la început că sunt misogin și după aia încercam să, să le zic că nu sunt chiar misogin, așa poate pot fi perceput, dar de fapt eu lupt pentru egalitatea între sexe. Doar că dacă iei dreptul de la femei, deja ești misogin. Asta este, înțelegi, uh -huh. și mi-au strigat, prima că ești misogin, a doua că ești a treia, mi a strigat, eu pe măsură ce am plecat de la decu, -am tot, am tot băut. Am băut aici Ia, două beli, da. am băut două la racing, când am acolo, deja eram capsat. De eram, eram, eram și cu capsa pusă și capsat de la așa și când am urcat pe așa, și mi a strigat aia așa, efectiv m-am enervat și -am, am făcut așa un snap și am zis, ok, ești proastă. Zic, vă să frumos, hai să prindem becul să vedem dacă e și frumoasă sau e doar proastă. Și-o prins becul și după aia m-am luat de prietenul ei și m-am luat de ea și aia a început să țipe la mine și aia nu așa, dacă vrei să stăm de vorbă, vină pe scenă, îți dau microfonul ca să ne auzim amândoi, că zic, deocamdată eu am puterea mai mare ca cu microfonul pe scenă. Orice aș zice eu o să conteze mai mult decât ce zici tu, dar te rog frumos, vină pe scenă, îți dau microfonul, să avem o conversație. Să vedem de ce de ce trebuie tu să să, să țip din start, chestii. Și el au fost după ce am treferit o până în momentul ăla, toată sala deja era împotriva mea pentru că am treferit o da, pe aia da. de Poate că nu merita atât de mult, dar s-a întâmplat. Și în clipa aia, în clipa aia când i-am dat șansa să urce, când asta, asta i-am spus, "Te rog, frumos, vino pe scenă, să avem o discuție." nu tu strigi de acolo și eu strig de aici, că nu e ok. Și, mă rog, nu au venit și atunci sala a fost la După pe coaie, dacă nu te-ai urcat, du-te în pula mea atunci și cumva s a luat trecut de partea mea, uh -huh. în bucata aia. Dar nu, nu, nu știu dacă le-am explicat la oameni ce s-a întâmplat până acolo. Nu știu dacă le-am zis uh, da. Că ea, ea, <laughs> cred, cred, că am și zis că e a treia. Cred că e a, e a, treia ființă care, care îmi zice aceeași chestie în aceeași seară. Și, și ai simțit că a dărâmat-o asta? S-a văzut? Da. 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 da, da. Ai vorbit cu ea după? N-am vorbit cu ea după, îți convins îs convins că a afectat-o. Pentru că, pe de altă parte, dacă era o prostă, poate chiar nu a afectat-o deloc. Poate ei au crezut că așa s-a întâmplat. Așa. Da. Nu, asta, e, asta se întâmplă în viață. Dar dacă. Eu sunt convins că dacă are, are un pic de cap, înțelege că și-au greșit în pu punctul ăla, că nu trebuia să facă asta. Uh -huh. Și dacă cu toată atenția, stai să-i dau atenție, doar că nu s-au așteptat Știi când vrei să dai drumul la un pic de porum din. Ai, ai, ai fost la țară nu creștea mă rog, și, mă rog, mă rog, Când se descarcă mașina cu porumb, au o ușă din aia pe care o desfac. Și dacă vrei să lași puțin porumb, desfaci un pic ușa. Doar că uneori, dacă nu ești atent și desfaci, îți sare porumbul așa din ăsta și începe să curgă tot jos. Și după aia nu mai ai cum să-l închizi. Cam asta cred că se a au avut puțin atenție și o deschis și o căzut așa, da, dubă, da, cu, da. dubă, cu, chestii, de nu mai putea să o oprească. E și de aia nu o bag în... Nu în bacă, da, s-ar putea să devin violent dacă nu-mi place ce se întâmplă. Ok. Atât. Da, mi-ai răspuns. Să-ți dacă mai am ceva pe aici. Cred că e ok cu stand up O parte cu producția. Că te-ai băgat destul de mult în asta. Bă, M-am băgat destul de mult în asta în ce sens? Mi se pare foarte stresant. Mm. Că e, e project management. Trebuie să ai grijă ca tot să fie acolo, să se întâmple, să... Mă, eu n-am vrut să fac asta. A fost fix o atitudine civică. <laughs> pe cuvântul meu îți spun. Uh... A fost atune civică pentru că am văzut un special, mi se pare că al Costel. Primul al Costel. Și, efectiv, mi-a venit să plâng când l-am văzut. Și am zis, oameni care iau bani pentru, făcut așa ceva, așa, de prost. Și, cumva, nu, zic, nu mă că dacă era gratis, ziceai, bă, ce te da. gratis. Dar pe de altă parte mi s-a părut, in... nu mi s-a părut uh, corect să plătești prețul unei producții bune și să li livrezi asta. Și după asta și m-am gândit că la noi în țară, mă rog, și mai, să mai făcuse niște producții care au fost făcute de niște oameni care au făcut mai mult cinematografie free frame, nu? Sau cum se cheamă? Frame, frame media? Care au făcut uh, nu știu. proiectul pentru Comedy Central nu știu cum. Comedy Club sau ce Aha. ori făcut e, da? Așa. Și au făcut chestia aia. E într-adevăr pe, pe, producție cinematografică sunt foarte bun, da? Au nișa lor. Doar că s-au băgat pe stand-up și nu înțeles cum se întâmplă chestia asta. Și făcut o or o prost, de -aia, nici nu prins. Și atunci cumva am zis, bă, dacă eu înțeleg cam cum se întâmplă și cu producția și înțeleg și cum se întâmplă și cu comedia, hai să încerc să fac niște chestii. Și după aia m-am întâlnit cu, cu Dragoș. Dragoș a mai regizat niște un alt. A zis, băi, eu vreau să fac uh, regie. Am un prieten Sebi Jemle, care Jemle, cred că uh, să citește. Uh, este sunetist uh, unul dintre mai buni sunetisti din țară. M-am bazat și pe el că l-am ca da. asset. Uh, și după aia la o discuție cu Teo, zicea Teo, bă, eu vreau să-mi produci tu, că eu am început să, zic, bă, aia nu sună așa, coloritul e aiurea, încadrarea e proastă, sunetul e prost, luminile spuse dubios, nu i umbră, adică e, e prea multă umbră, nu-i contur din astea. Și dintr-una în alta zice Teo, bă, vrei să-mi produci tu specialul? Și am zis, ok, hai să așa. Și după aia a doua zi mi-am dat seama că, Dude, eu chiar m-am băgat să-i produc specialul Teo, așa, să fac, ok, bine, să sunt pe... A sunat pe Dragos, zic, vrei să re, regizezi specialul lui Luteo Dragoș Ometiță. Ome, cum este cunoscut. Da? Uh, Vă zis da, și atunci ne-am pus și am făcut primul special la Luteo, care mi se pare că se vede și sună altfel decât ori s-au făcut da. filmări la noi în țară. Uh, eu ar zice că in, inclusiv uh, filmarul Bobonete de la Mol, pe care l-au distribuit-o și... Mă rog, și alte uh -huh. filme. Din, din ce produs ce-ți place cel mai mult? Cel ah, mai mult rostul. Rostul, Lovela? Da. Care va fi apărut probabil când apare. Cel mai drag până acum, cel mai drag este îmi este primul la Cuteo. Uh -huh. Pentru că e albastru da. și mi place foarte mult albastru. Și știu că ăla e primul. Da. Și acolo, acolo s-a lucrat s-a intens, la a pus lumina. Am stat să punem luminile șapte ore. Uh -huh. Pentru că era clubul mic și erau tot felul de impedimente din astea. Acolo se vede, dacă e în cadrul la se vede lumina, nu de contur. Acolo dacă îl punem să vede nu știu ce grindă, care nu mai știu ce. Dacă îl punem acolo nu avem loc să băgăm lumina sus, deci se vede toată lumina. Uh, și am stat șapte ore până am pus uh, lumina și a ieșit show-ul. Uh, Teo mi se pare că a fost un pic rispat acolo. Uh, zi, mie mi-a plăcut cum a ieșit, uh, ca sunt ca imagine. Uh -huh. Și acum încercăm, adică, na, sperăm să fim din ce în ce mai buni. Ca imagine și cum arată, îmi place rostul lui, Velea. Nu sunt păcat foarte mult cu sunetul, că Sebi plecat și nu a avut timp să ne facă Sebi sunetul. Sper să fie la fel de bun, încă nu l-am încercat. Da. Deci, în speranța că o să fie la fel de bun, cam asta este. Dar cea mai mare amvergură, rostul, luvelea. Și mi se pare că și arată, arată într-un fel profi, așa, fiind și da, da, da. mare. Da, da. mare am mai mare decât celălalt. Dar e, e, e obositoare, nu e așa reward din cum mai putea crede bucata asta. Dar și producția. tu ai asta cu, ca să vorbeam și cu Toma, cu obsesia cu lucru bine făcut. La tine Bă de, da. unde, de unde vine asta? De uh, unde vine asta? Uh, cred că ca orice om când ești mic nu îl faci bine. Și mi-am seama că dacă, dacă nu lipesc bine, eu am reparat o grămadă de chestii la viața mea și mă grăbeam să-l termin. Adică identificam care e baiul și da, da. îl puneam două lițe și problema este că după aia am dat seama că trebuie să-l deschid din nou, că am uitat să bag nu știu ce. Și după aia trebuie să mai deschid din nou pentru că am lipit aia nu știu ce și prea aproape și acum se încălzește și pute miroasea ars, deci s-ar putea să ia foc. Și deschizând o de ori un căcat pe care puteam să-l fac din prima bine, am învățat că mai bine îl faci din prima bine și să nu. Că după aia, oricum trebuie să-l faci da. și oricum trebuie să umbli la el. Înțelegi? Și atunci uh -huh. tot insist către cât mai perfect, cât mai bine. Oricum nu o să fie perfect, oricum nu o să fie bine. Oricum, 90% din oameni s-ar fi mulțumit cu 70% din ce s-a făcut acolo și n-ar fi remarcat restul de 20%. Da. Dar ca să dormi tu bine, asta trebuie să fie uh -huh. cred, făcut tu bine. Bine. Mulțumesc. Da, și mai că mi-am pune să spăl de dor pe da. <laughs> Dacă hai că să-l curăț. Cana pentru tine. frumos pentru cană, mulțumesc frumos pentru invitație. Și, eu, și da, mi se, mi se, pare că a fost un alt fel de discuție cu tine. Deși suntem da, noi nu, nu vorbim și, așa. Da, da, da. Deși suntem prieteni. La asta am spus în... și cu Toma. Da, cu da, ok, da. petrecem mult timp împreună, dar niciodată nu discutăm la. Nu a fost niciodată la nivelul mm -hmm, ăsta mm -hmm. discuția. Da. Ar trebui să-ți faci tu un podcast tu cu tine la un moment dat. Eu cu mine? Da. Tot aici în setul ăsta? Da, da, să da. dai tu întrebările și tu să-și răspunzi. Să încerc. Apropo de producție, setul făcut așa acum e datorită lui Sorin. Că inițial era masa pusă acolo, la prime invitații era diferit. Da, și am, se -am vedea să facem... Și urcum, am -am se, facem, se vedea și chestia asta jos. Nu am să facem oricum mai mult aici, dar o să-și plecăm din Da, asta. Nu mai, nu mai investim. Băi, mersi frumos, chestia. Mersi și eu.